Bun venit la un nou episod al podcastului Verde, o inițiativă a Green City Lab în parteneriat cu proiectul tehnologiei viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. Scopul nostru este să discutăm cu autoritățile publice, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă despre subiectele precum eficiența energetică, schimbările climatice, reziliența și utilizarea surselor regenerabile de energie. Dorim să învățăm împreună, și să sensibilizăm publicul larg și întreprinderile cu privire la importanța eficienței energetice și a economiei circulare. Aducem informații și sfaturi practice de la cei cu experiență în domeniu pentru a îmbunătăți abordările și practicile privind eficiența energetică. De asemenea, ne propunem să împărtășim istorii de succes care să stimuleze inventivitatea și să ofere inspirație pentru alți inovatori și antreprenori. Avem astăzi un invitat care are o înțelegere profundă a mediului de afaceri din Republica Moldova și a provocărilor întâlnite de antreprenori. Expert în gestionarea și dezvoltarea afacerilor, cu experiență vastă în sectorul public, dar și privat, în ultimii doi ani a ocupat poziția de director de proiecte la Agenție pentru Dezvoltare și Modernizare Agriculturii, iar actualmente este directorul Organizației pentru dezvoltare Antreprenoriatului, domnul Vadim Codreanu. Bine ați venit și vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați dat curs invitație noastre. Bine v-am găsit, mulțumesc și eu de invitație. Domnul Codreanu, având această experiență în spate, având acum ceva săptămâni, doi ani de când a fost creată ODA, cum este estimați dumneavoastră? Care sunt... Uh reușitele acestei organizații pe care actualmente o conduceți dumneavoastră la trecerea acestor doi ani și, în general, iată, care sunt obiectivele și misiunile organizației pentru dezvoltarea antreprenoriatului. În primul rând vreau să încep cu o, o concretizare. Eu am experiență în mediul privat și în mediul public, însă am lucrat la ADMA, Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii, în calitate de director tehnic, timp de trei ani și aproape patru. Experiență multă cred că relativ oricum este multe, da, suficientă. Rolul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului este validat în primul rând de către antreprenorii din Republica Moldova și de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova și cred că nu o să mă opresc prea mult la cât de importantă este instituția asta. Este foarte importantă și validata asta de către antreprenori, după cum spuneam. Noi avem un mandat de implementare a politicilor publice în domeniul de dezvoltării antreprenorilor din Republica Moldova și cunoaștem cu toții că noi avem de ajuns la un nivel de dezvoltare economică mult sau mult de către antreprenorii din Republica Moldova și de către populație, comparativ cu nivelul Uniunii Europene, acolo unde dorim să ajungem. Toată lumea, cel puțin la nivel de dezvoltare, noi trebuie să ajungem cel puțin la cel mai slab nivel din cadrul Uniunii Europene. Avem foarte mult de, de dezvoltat și rolul este, eu aș spune, unul primordial pentru că politicile de dezvoltare a antreprenoriatului presupun anumite instrumente de intervenție în piață și o bună parte din aceste instrumente sunt gestionate de către ODA. Pornind de la resursele și tipurile de suport pe care le acordați dumneavoastră pentru antreprenori. Cum estimați atât pe parcursul celor doi ani, care deja s-au scurs, au fost atinse obiectivele, pornind inclusiv și de la resursele, nu doar financiare, și resursa umană pe care o aveți? Da, noi în ultimii doi ani am fost într-un continuu proces de îmbunătățire și instituția a fost într-un continuu proces de îmbunătățire și au fost anumite chestii care au trebuit să fie modificate dinamic și modificările astea presupun o abordare de tip de guvernanță corectă și credem că responsabilitatea pe care și-o asumă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este foarte mare și au fost foarte receptivi la ce, ce se comunica de sus în jos, de jos în sus, de la mediul de afaceri către, către minister și au adaptat proiecte, au adaptat programe, au dezvoltat programe noi. ODA implementează astăzi 9 programe de granturi. Inițial, doi ani în urmă, erau trei programe care erau implementate. Astfel Hai sunt să, să, vorbim un pic despre care sunt aceste programe de granturi și poate care, care, sunt cele mai solicitate. Da, ajung imediat la asta. Pe lângă nouă programe de granturi, suntem implementatorii programului 373 de compensare a ratei dobânzilor pentru întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova. Suntem gestionarii fondului de garantare a creditelor, iarăși destinat pentru întreprinderile mici și mijlocii și pe lângă asta implementăm și programul național Prima Casă, un program care vine să ajute tineri din Republica Moldova care vor să stabilească aici și îi ajută prin acordarea finanțării subvenționate pentru acest program. Revenind la întrebarea dumneavoastră despre programele de suport nerambursabil, ODA gestionează o, un număr de nouă programe astăzi care targetează diferite obiective și grupuri sociale sau tipuri de antreprenori, și domeniile economiei. Ele sunt finanțate parțial din bugetul Republicii Moldova, iar acolo unde bugetul nu poate face față, suntem susținuți de către Uniunea Europeană pentru un program de un acord de grant. Bugetele acordate în anii precedenți și în anul curent, anul curent, spre exemplu, avem un buget cumulativ de peste 250 de milioane de lei. Finanțată atât de la bugetul de stat cât și din partea Uniunii Europene, cu anumite, cu anumite obiective și anumiți indicatori pe care trebuie să-i atingem, pot să vă spun că astăzi programele sau resursele financiare de care dispunem nu sunt suficiente vis-a-vis -vis de cererea pe care o estimăm să o avem până la sfârșitul anului. Tocmai din aceast, în acest considerent venim cu solicitări către propuneri către Ministerul Finanțelor de a ne mai fi alocate resurse, de a mai fi alocate domeniului resurse și să le gestionăm în privința suportului alocări, alocări suportul. pentru imm urile din Republica Moldova. Acum ceva timp ați relansat unul din programe care credem noi că a fost solicitat, dar să ne spuneți dumneavoastră dacă este așa sau nu, mai ales în contextul crizei energetice, programul se ține de retehnologizare și eficiența energetică a întreprinilor mici și mijlocii. Care sunt grupurile țintă sau criteriile de eligibilitate pentru acest program și dacă a avut anterior succes sau nu a avut succes? Din Datele pe care le dețin este unul din cele mai de succes programe, atât ca în volum de resurse financiare, cât și ca cereri din partea antreprenorilor din Republica Moldova. Am, este adevărat, am relansat apelul și vedem deja o aglomerare la o Avalanș. avalanșă de, de cereri. Cred că e prea mult spus o avalanșă, dar vedem o aglomerare, vedem un interes sporit, vedem un interes sporit din partea industriei de consultanță din Republica Moldova, toată lumea comunică despre relansarea apelurilor și credem că resursele disponibile se vor consuma foarte rapid. Iar și revin la faptul că am solicitat resurse adiționale și vrem să credem că vor fi acordate. Desigur că este vorba din buget auster de care dispune Ministerul Finanțelor și gestionează în virtutea priorităților pe care le identifică, nu doar pentru sectorul nostru, dar vedem și deschidere din partea domni domniilor lor pentru acordarea unor resurse, poate nu în volumul în care o să o solicităm noi sau l-am solicitat noi, poate în volum mai mic, dar este o deschidere. Noi Știți chiar ieri am avut fi. o discuție cu, cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, cu domnul ministru, și cu siguranță conștientizează și înțeleg impactul pozitiv pe care îl. Crează acest program și nu doar acest program. Probabil că ați mers cu care date. ați Ați prezentat, am mers cu... aveți acum de ultimă oră, care, care, care este impactul acestor acestui program? Când vorbim despre impact, este corect să avem în vedere că impactul este analizat de către ODA pe parcursul la doi ani de la lansarea sau de la implementarea programului subvenționat sau pentru care se acordă finanțare nerambursabilă. Și astăzi nu suntem gata să spunem sau să vorbim despre rezultatele de impact calitativ, însă din punct de vedere cantitativ vedem că cererea este foarte mare și cererea este anume pentru obiectivele pe care și le, le a pus programul atunci când a fost lansat prin hotărâri de guvern. Cererea vine din partea întreprinderilor mici și mijlocii. Sunt și o, o serie de întreprinderi mari care își doresc să fie eligibile, însă noi lucrăm doar în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii prin statut. Um, și dacă să ne referim și la faptul că întreprinderile care aplică pentru finanțare sau sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestui program, trebuie să aibă cel puțin 2 ani de experiență confirmat prin rapoarte financiare transmise la statistică. Deci criterii de eligibilitate ar fi faptul că este o întreprindere mică sau mijlocie și doi, cel puțin 2 ani de activitate. Alte criterii? Alte criterii sunt menționate în hotărâre de guvern, dar targetează Automatizarea proceselor, retehnologizarea proceselor sau echipamentelor care sunt învechite și care nu mai sunt eficiente din punct de vedere energetic și al productivității. Ne dorim ca întreprinderile să conștientizeze, ei de fapt conștientizează mai bine ca noi problema resurselor umane și angajaților care efectuau anumite procese în cadrul întreprinderilor. Acum ei își doresc ca să nu mai depindă de numărul de angajați disponibile sau pe resurse umane disponibile, ei își doresc să tehnologizeze pentru că, unu, nu au acces la suficiență angajați, doi, marja de eroare sau erorile admise de către resurse umană de sunt timme, mai da. mare decât procesele automatizate și, și atunci ei își doresc să, să evite aceste lucruri, trei, productivitatea este mult mai mare atunci când întreprinderile sunt focusate pe procese automatizate și tehnologii avansate cu productivitate mare. Aveți și vreo istorie de succes în cadrul acestui proiect? Da, sunt multe istorie de succes. Dar una care v-a fermecat așa foarte mult. Una, una, care îmi pare interesantă este o companie care se ocupă cu cultivarea peștelui sau creșterea peștelui păstrăvilor pe la Nordul Republicii. Cred că este din raionul Ocnița, nu, nu, nu sunt sigur. De ce am reținut asta? Pentru că mi-amintesc pe vremurile când lucram la, la ADMA, ei se adresau și la noi pentru finanțare și erau foarte proactivi, erau foarte uh, demanding și mă bucur să văd că sunt beneficiari și în cadrul programelor gestionate de către ODA, adică ei nu ezită să beneficieze de tot ce poate să le ofere guvernul și partenerii de dezvoltare și, într-adevăr, construiesc ceva care poate fi considerat, din punctul meu de vedere, o economie circulară. Ei sunt acei care cresc pește, uh -huh. ei îl comercializează, ei îl distribuie, totodată ei construiesc și o, și o fel de pensiune sau o entitate care are domeniul turistic ca, ca domeniul de activitate și totul se, se învârte în jurul unei întreprinderi agricole de, de bază. Și ne bucurăm să vedem acest lucru. Ei au plecat, apropo, pentru un un grant pentru eficientizarea energetică. Uh -huh. Adică tot ce se întâmplă astăzi, sau o bună parte din ceea ce se întâmplă și consumă energie în cadrul întreprinderilor, este consumată energie generată de ei, care a fost subvenționată sau a fost susținută nerambursabil de către ODA. Da, dar să știți, nu, nu întâmplător v-am întrebat, pentru că am făcut și noi anterior aici podcasturi, inclusiv cu agenții economici care au pornit doar de la producerea gardurilor zincate și au ajuns la faptul că cresc acum, cresc prepeleță, iar inclusiv produc și compost pentru plante, ca rezultat, da, și tot s-a pornit la o idee și este, este foarte frumos atunci când le spunem să venim în fața oamenilor cu idei sau cu realizările altora, care au avut curajul. Curajul să creadă în ei, curajul este să adevărat. creadă în instituțiile statului, care pot să le acorde acest suport. Este adevărat. Curajul este unul din elementele cheie, mai ales atunci când începi. Mai ales atunci când începi și atunci când ai pus un, perioadă, un proces sănătos de afaceri și ai spirit antreprenorial pe care noi tot încercăm să-l promovăm prin programele noastre de susținere a antreprenoriatului sau a, a studiilor în antreprenori, antreprenoriat, Desigur, că ideile sau oportunitățile apar, pur și simplu apar, dar condiția este ca să faci lucrurile corect. Și dacă le faci corect, atunci nu ai cum să dai greș. Există situații excepționale care există peste tot. Dacă noi stăm cu mâinile în sân, așa și rămânem cu mâinile în sân. Cu siguranță. Deci da. unul din programe este programul de retehnologizare și eficiență energetică și ați spus că a avut și are în continuare unul din cele mai mari succes, care ar fi pe locul 2 programul care este la fel de solicitat de către antreprenori. Eu, eu nu vreau să operez cu termen de locul 1 sau locul 2. Okay. Eu, eu o să vă spun un program care a fost lansat în mai în martie anul acesta și inițial părea că nu are tracțiune. Este un program de abilitare și de, de susținere a antreprenoratului feminin. Inițial, tracțiunea era foarte mică sau relativ mică. Acum, cererile pentru susținerea antreprenoarelor, doamnelor care vor să se lanseze sau vor să crească o afacere pe care o gestionează deja, este atât de mare că noi ne găsim în situația când trebuie să realocăm fonduri de la un program la altul sau de la, de la o componentă la altă componentă a programului. Și chiar ieri, zilele trecute, am făcut o analiză a cererilor aflate în gestiune, pentru care nu avem o decizie încă, și vedem că cererile și volumele care sunt cerute acolo depășesc obiectivele și resursele alocate pe care le-a le acordat Guvernul și partenerii de dezvoltare pentru asta. Eu, și eu mă bucur să văd asta. Cred că există potențial enorm. În zona de antreprenoriat feminin din Republica Moldova, pentru că istoric el nu a nu a fost promovat și avem o istorie în care bărbații erau considerați antreprenori, și din acest considerent, femeile astăzi pur și simplu nu și-au manifestat capacitățile în totalitate. Dacă ne luăm pur cantitativ, fără ca să ne referim la calitate acum, cantitativ. Majoritatea întreprinderilor din Republica Moldova sunt fondate de bărbați. Și dacă ne dar gândim, gestionate de? Nu am intrat în statistica asta, dar în majoritatea lor cazuri sunt gestionate tot de bărbați. Uh -huh. Asta e intuitiv, vă răspund, nu, fără ca să intru în statistici, nu știu. Însă, 50% din populație, cu ghilimele de rigoare, sunt femei, care tot pot să facă afaceri și de multe ori le fac mult mai bine decât bărbații. Da, dar prin exemplu pe care l-ați dat, de fapt se demonstrează că actualmente femeile încep să spargă stereotipurile a faptului că femeia își are doar locul la cratiță și atât și vin probabil și cu idei, idei inventive, inovative, no, inovative vin, vin vi, vi, interesante. idei inovative și noi ne bucurăm să fim parte a acestui proces. E, 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 foarte frumos. Dar totuși, care sunt, din analiza pe care o aveți, a tuturor programelor și a tuturor tipurilor de suport pe care îl acordați antreprenorul, care sunt cele mai mari impedimente? Da? Ce îl impede că astăzi pe un antreprenor să-și schimbe modul în care gestionează întreprinderea, să, să aibă curajul de a aplica la un proiect? Nu știu. O să fim mincinoși dacă o spunem că nu există. El există. El există în afara domeniului nostru de acțiune și există în cadrul domeniului nostru de acțiune. Dacă ne referim la domeniul nostru de acțiune sau la procesele interne ale ODA, există un proces care este necesar de, de verificare a dosarelor și de verificare eligibilității dosarelor, care probabil că ar putea fi optimizat. Tocmai din această cauză am avut vinere trecută o, o discuție cu membrii Comitetul de Finanțare și Risc, și am avut alte discuții cu fondatorul, cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în vederea optimizării proceselor interne, astfel încât deciziile să fie luate mai, mai rapid, iar cei care nu sunt considerați eligibili din considerente calitative să aibă șansa rapid de a îmbunătăți aplicația și de a, de a, de a reveni la noi. Noi avem pe lângă programele de granturi, avem și o componentă de, sau să avem o, o, un domeniu întreg de suport prin instruire. Suport prin instruire care sunt cred că sunt peste 10 nu sunt sigur în numărul acum, dar sunt peste 10 cursuri de suport a antreprenorilor sau a doritorilor de a deveni antreprenori gestionați de către o echipă întreagă și noi avem pe, pe, pe site-ul ODA cursuri care sunt gratuite destinate tinerilor, femeilor, oamenilor care vor să lanseze antreprenoriat, oamenilor care vor să specializeze în ceva care, care nu știu de unde să înceapă, noi ajutăm gratuit ca ei să beneficieze de cunoștințele uh, unor experți în domeniu. În cadrul acestor cursuri ei sunt gata, sunt liberi să acorde întrebări referitoare la domeniile respective. Da, pe dar cursurile totuși sunt structurate și încearcă să le dea o imagine holistică asupra proceselor. Totodată dezvoltăm, avem în gestiune acum și dezvoltăm unele noi pentru, pentru femei, programe de mentorat. Programele de mentorat înseamnă că sunt un mentor care e un antreprenor cu succes într-un anumit domeniu sau un manager bun care este gata să împărtășească din experiența proprie pentru a ajuta celor tineri sau celor care vă doresc să lanseze. Și asta este uh, oferit gratuit cu suportul guvernului și a partenerilor de dezvoltare. Dacă ați făcut vreo estimare a beneficiilor pentru participanții la uh, programele pe care le gestionați, uh, deci pentru participanți, dar și pentru economia națională, nu știu, poate aveți o statistică, a crescut cifra de afacere a agenților economice, a crescut numărul de locuri de muncă, au fost create mai multe. Da, procesul de transformare al instituției a început în noiembrie sau octombrie 2022 și toate programele noastre au fost lansate după acea perioadă monitorizarea durează 2 sau 3 ani, în dependență de program, și nu avem astăzi o statistică, da. dar vedem o calitate o, o calitate îmbunătățită a programului, a, a dosarelor depuse. Plus vedem antreprenori care au beneficiat de o, prima dată de un suport și revin pentru alte suporturi eligibile la ODA, și atunci noi analizăm, vedem că a făcut sau nu a făcut treabă cu primul grant sau cu primul suport pe care l-a obținut și înțelegem că există mișcare în sus în cadrul antreprenorilor. Sunt programe, revenind la întrebarea precedentă, avem un program care este mai puțin solicitat și, și mă mir acest fapt, dar o să începem o campanie de comunicare mai amplă în acest domeniu. Avem un program de susținere a internaționalizării sau a celor companii care doresc să înceapă să exporte. Programul presupune suport financiar nerambursabil de până la 600.000 de lei. Dintre care, cel puțin 55% trebuie să fie dedicat componentelor care nu sunt hardware. Uh -huh. De exemplu, un studiu de piață, branding, analize, certificări. Vrem să implementăm sistemul HTCP sau vrem să implementăm sistem ISO sau vrem să implementăm un sistem care nu presupune investiții în echipamente. Da. Și atunci, Banca Mondială este partenerul nostru care ne oferă resursele și noi le gestionăm. Pentru a stimula astfel de, de, de exact întreprinderi e? și inițiative, este foarte important ca companiile din Republica Moldova să fie competitive la nivel internațional. Noi suntem o țară mică din perspectiva pieței. Noi nu putem să consumăm atât cât putem să producem și noi trebuie să fim competitivi cu companiile care sunt concurențe noștri acolo unde vrem să exportăm noi. Dacă ne, ne gândim la piețele de desfacere, majoritatea produselor noastre probabil că o să meargă în vecinătate. Sau, în dependență de, de industrie, poate să meargă și în piețe mai îndepărtate, cum sunt Asia sau Sua sau America, în genere. Încurajăm toate companiile să, să aplice la acest suport, pentru că cei care, de exemplu, sunt eligibili și competitivi pe piața Uniunii Europene, care este o piață enormă pentru noi, 500 de milioane de, de consumatori, dacă noi suntem eligibili de a exporta acolo și respectăm toate cerințele tehnice pentru a, fi, pentru a plasa produsul nostru pe piața respectivă, ne este foarte ușor să plasăm produsul pe oricare din piețele ulterioare. Piața Unii Europene este foarte interesantă, cea mai bogată și ca piață, și ca număr, și ca putere de cumpărare, dar este și foarte strictă din punct de vedere tehnic, a reglementărilor tehnice. Noi trebuie să asigurăm siguranța alimentului, noi trebuie să asigurăm securitate atunci când interacționăm cu produsul ăsta și dacă noi reușim avem avantajul de a, de a ne afla în imediată apropiere și guvernul face eforturi pentru a liberaliza piața pentru mai multe categorii de produse ori acolo unde există totuși taxe de import se fac eforturi pentru a liberaliza și dacă noi suntem gata să, să exportăm înainte de a se liberaliza 100% piața noi să fim pionieri. Pionierii întotdeauna câștigă cel mai mult. Financiar și economic, noi trebuie să facem asta. În engleză este un termen pentru cei care rămân în urmă, laggards. Ei câștigă, însă smântână o colecție la înțelepciunea. Altceva, altceva. Dar totuși aș face o paranteză cu domeniul de activitate precedent, da? Și pornind de la faptul că suntem o țară agrară. Gândirea și... mea este prejudiciată apropo de, 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 domeniul precedent. Nu în sensul negativ, în nu, sensul nu, nu, că nu, eu întotdeauna gândesc cu prioritar, alegorie, prioritar, cu... prioritar nu, la... nu, nu, cu prioritar, cu alegorii în domeniul acela. Uh, tai că mi-a mi spus odată o vorbă, uh, dacă nu poți să-i explici un lucru complicat în termeni simpli, înseamnă că nu-l înțelegi. Cu siguranță. Și eu folosesc metoda asta de multe ori ca să-i explic colegilor sau uh, antreprenorilor sau oamenilor care interacționez anumite concepte sau principii, și atunci când folosesc alegori, alegorii, folosesc numele agrar pentru că, mă rog, am experiență mai Și, mai, și poate mai, 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 e mai, da. mai simplu, inclusiv și pentru cei care vă ascultă. Sper să fie, da. Am sper. făcut acest exercițiu, apropo, și cu alți vorbitori, da. inclusiv cu domnul director de la Termoelectrica, l-am provocat să explice simplu și înseamnă distribuția pe orizontal agentului termic, dar hai să facem acum o altă încercare. Ce ar trebui să știe un agricultor? iarăși, după cum spuneam, suntem o țară agrară totuși. Ce ar trebui să știi sau ce pași, primii 3-5 pași pe care trebuie să-i facă un agricultor care dorește să ajungă cu cereașa și cu pruna sa în, pe piața Uniunii Europene. Și pornind inclusiv de la acest program pe care l-ați spus dumneavoastră că el este, există, dar nu prea există cerere. Iată un agricultor care ne privește acum. Dacă noi vorbim despre, eu, eu văd o delimitare aici, dacă vorbim despre un agricultor care are deja plantația multianuală și este dificil să o scoată și să înceapă o plantație de la zero, el trebuie să vadă care sunt cerințele tehnice pentru produsul pe care deja îl cultivă. Ați făcut referință la cireșe, prune, caise. Noi trebuie să înțelegem care sunt soiurile și soiurile noi nu putem să mai influențăm dacă avem deja plantația. Trebuie să înțelegem care sunt cerințele tehnice. Cerințele tehnice înseamnă inofensivitate, Înseamnă standarde de calitate. Ele se mai numesc standarde de marketing și Uniunea Europeană, prin, la nivel național și la nivel uh, comunitar, au niște reglementări foarte concrete. Specific, e spus că pentru produsul ăsta trebuie să respecti 1, 2, 3. De unde se informează? Există site-uri ale Uniunii Europene care spun că acestea sunt cerințele. Sunt, este un site, cei care ne urmăresc pot să adreseze și o să le furnizez un site în care se oferă facilitatea de a, de a răspunde dinamic la, 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 întrebarea asta. Dacă noi vrem să ducem, să exportăm prune în Uniunea Europeană, ce trebuie să respectăm? Respectăm, în primul rând, condițiile de inofensivitate și siguranță alimentară. Asta înseamnă că produsul nu trebuie să conțină reziduri de produs de us fitosanitar sau cu cuvinte simple chimice, produse chimice, mai mult decât atâtea miligrame per kilogram de produs. Normă, da. Dacă se depășește această normă, produse va fi retrase de pe piață și va fi penalizați exportatorul și cel care a pus produs pe piață. Doi, Există cerințe specifice ale distribuitorilor sau ale retailerilor, ale comercianților. Dacă noi, spre exemplu, avem cerința comunitară sau europeană că norma de produs fitosanitar X este de 0,01 mg per kg, comerciantul, dorind să se asigure că nu depășește norma asta, înjumătățește. Și chestia asta se confirmă prin analizele laborator, plus prin demonstrarea că noi, ca antreprenori, noi, ca fermieri, am respectat un, o, o procedură de control. Asta înseamnă certificări, Global Gap de exemplu, la fructe. Global Gap în Europa este acceptat și este o, o, o certificare um, cu, convențional acceptată. Nu este obligatorie la nivel de, de, de stat sau de comunitate, dar retailere o cer. Și atunci când există surplus de produs pe piață, ei încep a filtra din perspectiva asta. Pe de altă parte, eu ca antreprenor, atunci când îl implementez, eu am de respectat câteva sute de întrebări care sunt acolo în, în certificarea asta. Și dacă eu le respect, pentru mine detectarea riscurilor este mult mai ușoară. Eu am respectat toată treaba asta și dacă eu am respectat, eu mi-am dat seama că, stop, aici există risc, aici trebuie să fac asta, aici trebuie să fac... Și riscurile de contaminare și de îmbolnăvire a produsului și a populației respectiv sunt mult mai mici. Pe de altă parte, cumpărătorul niciodată nu o să vrea să lucreze cu, cu un fermier care e gata să-i vândă două camioane, spre exemplu, cantități mici. Două camioane pentru ei înseamnă nimic. Înseamnă două zile de consum. Da. Și ei vor ca ofertele să fie consolidate, omogene, de calitate superioară sau de calitate agreată și să poată fi livrat pe o perioadă de timp. Asta tot trebuie să înțeleagă. Iată ce fermierii trebuie să înțeleagă că ori dezvolt o companie la un nivel super mare când nu trebuie să coopereze sau trebuie să coopereze între ei. Eu, în realitățile de astăzi, nu cred că foarte mulți antreprenori din Republica Moldova pot să livreze cantitățile solicitate de către potențial parteneri de acolo. Atât de ce îi încurajez să coopereze, să coopereze la nivel de producere, dar, dar și mai primordial la nivel de comercializare. Dacă ei fac acasă? Dar există la la noi în Moldova există astfel de exemple deja realizate, cooperări da. de de genul ăsta? Da, există cooperări, există cooperative care lucrează sau grupuri de producători uh -huh. ei sunt susținuți suplimentar de către Ministerul Agriculturii. Și spre exemplu, vine o cerere de, nu știu, cireș, să spunem. Cireșele sunt produse foarte specifice, și ele au termen uh -huh. de valabilitate foarte redus, sunt perisabile. Dar eu sunt gata să nu, nu să cumpăr un camion, sunt gata să cumpăr 10 camioane pe perioada de o lună de zile sau 20 de camioane. Și atunci fermierii care au ajuns la nivelul de înțelegere necesar încep să, să respecte asta. Dacă ei respectă asta, înseamnă că, că sunt eligibili pentru... sau nu, ei sunt văzuți mai bine de către cumpărători de să colaboreze și pe anii viitori. Și atunci se... Argumentează mai ușor pentru dânșii costurile sau investițiile pe care trebuie să facă pentru eventuale certificări. Global Gap este un certificat sau este o procedură care trebuie să fie certificată în fiecare an. Costuri suplimentare în fiecare an. Pe lângă costul de audit și certificare, inițial, ca antreprenor, trebuie să faci o serie de investiții ca să adaptezi procesele uh -huh. interne, și asta sunt costuri pe care trebuie să și le justifice. Din experiența pe care o am, se justifică de câteva zeci de ori. Ce sfaturi aveți pentru antreprenorii care vor să aplice la careva din programele ODA? Ce să facă? Să fii curajos să intre pe site-ul nostru. ODA.md oferă toate informațiile care sunt necesare. Oferim acces la hotărârile de guvern, dar oferim și ghiduri simplificate despre cum să aplice. Toate aplicațiile sunt recepționate în regim online, adică nu sunt viciate de către eventuale păreri subiective ale colegilor noștri. Toate sunt recepționate într-un mod consolidat. Există o procedură clară conform căreia trebuie să fie analizate dosarele. Atunci când au neclarități, eu încurajez să suni la Centrul de Consultare și Informare din cadrul ODA, Centrul este o, o secție care se ocupă doar cu consultarea și informarea despre programe și atunci când au o întrebare, ei pot să apeleze acolo. Toate apelurile de la centrul ăsta, de la numărul indicat pe site, nu la numărul personal al angajaților, dar pe numărul indicat pe site, sunt înregistrate și atunci când li se oferă suport pe care îl consideră necalitativ, necalitativ sau? ei pot să adreseze organului executiv. Directorului și directorul o să o să ia măsuri. Am avut cazuri când se abuzează de acest fapt, hmm. fără ca să știe că apelurile sunt înregistrate, hmm. să adresau că am fost de serviciu necalitativ de către angajatul respectiv. La data aceea, am ridicat înregistrările și am văzut că, de fapt, și antreprenorul dorea să joace dublu. Avem asta. Avem, avem. Să nu se creeze impresia că toată lumea este așa, nu. nu. Dar sunt cazuri când într-adevăr, putem depista anumite erori de comunicare sau anumite atitudini greșite și colegii noștri știind că toate perile sunt înregistrate, desigur că încearcă să aibă cea mai corectă abordare. Cunoscând și având toate datele problemei, estimarea dumneavoastră, mediul de afaceri din Republica Moldova peste 5-10 ani, cum va fi? Eu cred că el este astăzi mai interesant decât multe țări din Uniunea Europeană, din perspectiva rentabilității investițiilor și posibilităților. La noi astăzi este mai ieftin să procur teren. La noi astăzi este mai ieftin să faci o investiție într-un domeniu de producere. Astăzi este mai ieftin să faci asta decât ai face -o, dacă ai face-o, nu știu, la vecini. Oportunitățile care ne sunt oferite atât prin intermediul bugetului de stat, prin intermediul guvernului, dar și a partenerilor de dezvoltare, sunt considerabile. Pur și simplu este nevoie de identificat și de lucrat prin Aplicare dosare, prin elaborarea calitativă a dosarelor, prin elaborarea nu din perspectiva că ODA, organ birocrat care trebuie să stai, nu. Din perspectiva că atunci când te pornești într-o afacere și investești resurse personale ale familiei pe care o ai și resursele pe care ți le oferă statul și partenerii de dezvoltare, trebuie să ai un fel de responsabilitate față de aceste resurse. Și atunci noi solicităm să aibă. O previziune, o analiză de piață despre unde vrei să ajungă. Apropo despre întrebarea precedentă, cum trebuie să înceapă ei, agricultorii, de exemplu. În primul rând, trebuie să înțelegi cui vrei să vinzi. Ce vrei să vinzi și cui vrei să vinzi? Dacă eu plantez mere de soi de la măca, nu am cui să-l vând pur și simplu. Da. Pentru că nu este cerere pe piață. El trebuie să înțeleagă care sunt standardele de calitate și de, de acolo trebuie să facă decizie de, de investiții. Fix așa, și aici, analogie facem. El trebuie să înțeleagă ce vrea să vândă, cui vrea să vândă, care este piața, cine sunt concurență lui pe piața asta, de unde vin concurență lui, care ar fi avantajul lui comparativ, care ar fi avantajul lui compar, eh, competitiv. În cazul în care el înțelege asta și decide că ăsta e un domeniu în care eu mă percep, în care există piață, în care văd potențial de creștere, de acolo trebuie să înceapă. Și și dacă mergem retroactiv, au fost multe greșeli din astea când s-au lansat în domenii care le păreau romantice sau le păreau interesante pentru că părinții mei s-au ocupat toată viața de asta și... Sau pentru că am văzut la vecin. Sau pentru că am văzut la vecin. Este foarte răspândit la noi în țara asta. Am văzut la vecin și Iarăși din... Iar o alegorie din agricultură, dacă vecinul anul ăsta a recoltat 50.000 de kilograme de cartofi și le vându cu 10 lei, la anul tot satul pune cartofi. E o greșeală. E o greșeală și chestiile astea se pot aplana atunci când fermierii sau antreprenorii comuni, ideea asta eu îi încurajez mereu oameni buni, asociați. Asociați-vă și comunicați între voi. Există exemple de, de asociații în țara asta care, care într-adevăr dau o imagine pentru domeniul, respectiv, domeniul de... respectiv. Noi vedem că piața Unii Europene este supra, sau oferta este prea mare. Nu se merită anul ăsta să facem investiții în domeniul ăsta. Haideți să mergem așa. Sau nu se merită să ne focusăm acolo, ne focusăm în orientul mijlociu. Deși piața unii Europene este cea mai accesibilă ca, ca distanță și cea mai sănătoasă astăzi. Atunci când ați spus că mediul de afaceri actualmente deja este mult mai dezvoltat comparativ cu unele state, v-ați referit probabil că la statele care? Le-ați comparat cu statele europene, inclusiv putem eu, să ne comparăm eu, și cu situația eu, mediului de afaceri din UE. Eu vreau, de lumini, Eu vreau să spun despre oportunități. Eu vreau să spun despre oportunități. Nu spun că este mai bine la noi sau nu mai bine. Eu spun că oportunitățile, din punctul meu de vedere, sunt mai mari în Republica Moldova. Nu înseamnă că acolo nu sunt oportunități, nu înseamnă că nu există suport pentru începători sau pentru antreprenoriat acolo. Există și acolo suport, există uh, o serie de bariere tehnice de acces pe piață, pentru că anume pentru că ei vor să acorde suport în întreprinderilor lor. Dar dacă noi investim astăzi 100.000 de euro în Republica Moldova și tot sub asta o investim și în Uniunea Europeană, eu cred că aici poți să faci mai repede să-i returnezi. A, asta vreau să spun. Dacă ești proactiv și beneficiezi de programe de suport, beneficiezi de posibilitatea de a comercializa și acolo, și acolo, și acolo, beneficiezi de deschiderea pe care o avem din partea partenerilor de dezvoltare. Dumneavoastră ați început Emisiunea cu mențiunea că podcastul ăsta este susținut de către FTA. Ei sunt foarte mari jucători aici. Sunt partenerii da. Ministerului, sunt partenerii noștri, sunt partenerii agricultorilor din țara asta, industriilor creative. Deci, și așa cum nu este FTA, și USAID în Republica Moldova, mai sunt o, o listă întreagă de parteneri Uniunea Europeană, există Banca Mondială, există programele PNUD există uh, programele finanțate de, de alvețieni, Optim sau oricare. Nu știu dacă am dreptul să puteți să tăiați asta. Dar... Siguranță că aveți da. dreptul, fiindcă sunt cei care ne ajută pe noi, uh, mediul de afaceri uh, și, ne și concret, fiecare real. cetățean în parte. Ne ajută concret, real să atingem obiectivele pe care le avem noi ca și țară. Și oferă suport atât antreprenorilor direct cât și antreprenorilor prin intermediul instituțiilor cum sunt ODA și ajută și dezvoltării instituționale a instituțiilor precum sunt ODA. ODA ați făcut odată referință la capacitățile interne ale ODA. ODA are capacități, s-ar părea din afară foarte mari, însă ele sunt limitate pentru încărcătura pe care o avem astăzi cu, cu, cu programe și gestiuni pe care trebuie să o facem. Nu exclud că noi trebuie să facem niște optimizări. Optimizările însemnând digitalizarea tuturor proceselor din cadrul instituției, automatizarea proceselor, instrument de scoring automat a eligibilității și a. Cât de mare va fi impactul plasării acestor resurse, rambursabile sau nerambursabile, într-o companie sau în alta. Atunci când avem uh, cantitate limitată de, de resurse pe care trebuie să le plasăm și cererea mai mare decât cantitatea, noi trebuie cumva să luăm decizii pe cine suportăm sau cum suportăm pe cineva și cum nu suportăm pe altcineva. Iată de ce deciziile luate de către oameni întotdeauna vor avea un risc de viciu mai mare decât atunci când sunt luate de către instrumente de scoring. Totodată, nu putem elimina total resursa umană din procesul ăsta, pentru că anumite informații trebuie să fie analizate de către oameni, de către experți în domeniu. Nu poate un instrument de digital să acopere 100% tot ce poate să facă un om. Cu siguranță. Dacă este ceva ce nu v-am întrebat, sau dacă aveți vreun mesaj special, nu știu, pentru antreprenori care vor să aplice la programele ODA. Eu vreau să le spun antreprenorilor că noi suntem deschiși pentru 1. propuneri, doi, eventuale modificări. Guvernul este foarte deschis. Eu am fost astăzi, am avut, sau zilele trecute am avut o discuție cu domnul ministru și domnul ministru accentuează necesitatea de birocratizării și liberalizării. Noi vrem să facem mai facil pentru antreprenori. În acest sens... Am avut discuții și cu Asociația o, Companiilor de Consultanță din Republica Moldova. Vrem să, să le oferim și lor instrumente de suport ca să, ca să ajungă la un nivel de dezvoltare mai avansat, astfel încât să poată să ajute mai bine întreprinderile mici și mijlocii. O parte din, din aplicațiile pe care le recepționăm noi sunt refuzate datorită calității. Și probabil că unii dintre re, antreprenorii respectivi sunt de foarte mare succes sau, pot, sau pot, au potențial mare însă nu sunt foarte bine versați în a scrie proiecte. Vrem să simplificăm asta, dar vrem să dezvoltăm și mediul de, sau industria de consultanță, astfel încât ei să poată să ne ajute pe noi să obținem... Să furnizeze? Să furnizeze, să furnizeze da. Să obținem obiectivele setate de guvern, obiectivul mare pe care îl are guvernul, este creșterea economică și dezvoltarea economică sustenabilă a Republicii Moldova. Nu ne dorim nu ne facem asta ca să avem salari. salarii. Salariile noastre sunt hotărâte de hotărâte de guvern 743, cred că, care spune care este plafonul. Nu, nu asta este obiectivul. Dar în cazul în care noi să avem creștere economică mai mare decât este acum, noi să putem să mărim salarii, pensii și construim infrastructură care nu poate fi construită către antreprenori. Și eu încurajez să se aplice, încurajez să fie vocal, încurajez să se asocieze și încurajez să, să, să comunice deschis um, eventuale reguli depistate. Am auzit zv zvonuri că sau chiar s-au -au adresat direct la mine, că acolo am fost nedreptățit sau eu consider că aici nu e corect nu e corect și îi încurajez. scrie rog o petiție sau scrie o plângere sau scrie rog ceva da, ca, să am ca să am confirmare, ca să pot să inițiez un proces de, de verificare. Păi nu, că nu vreau să mă cert cu nimeni. <laughs> și atunci eu o înțeleg, înțeleg pentru că există oameni și factorul uman nu poate fi eliminat așa de ușor, dar fără curajul ăsta, noi nu putem să dăm înainte. Sau dăm înainte, dar cu viteza cu care dăm. Noi trebuie să dăm înainte cu altă viteză. Noi trebuie să accelerăm mult mai, mai rapid. Dar toată treaba asta poate fi comunicată nou, inclusiv prin intermediul asociațiilor. Și atunci depersonalizăm petiția sau plângerea. Dacă vine din partea asociației, ce la membrii asociației și atunci este clar că nu știm la cine ne referim. Iarăși un avantaj de a fi asociat în, pentru antreprenori. Altceva, eu încurajez pe antreprenori să investească în domenii care sunt cu potențial sporit. Încurajez să investească în domenii care fac sinergie dintre IT sau tehnologii și domeniile clasice sau care creează produse în IT, de exemplu, sau în alte, alte ale economiei și îi încurajez să se gândească la scalabilitate, să poată scala ce și fac ei. Dacă noi vorbim despre agricultură, îi încurajez să gândească la produs și consumatorul lor final, să gândească la produs, nu la materie primă, business cu materii prime nu este un business rentabil. Este un business care o să depindă foarte mult de cei care plasează produsul pe rafturi. Mm -hmm. Și dacă noi nu avem acces acolo și nu producem tot lanțul valoric, valoarea adăugată este pusă în buzunar de către alți antreprenori, care nu neapărat sunt din Republica Moldova și beneficiază de produse calitative care sunt ambalate altfel și vândute. Iată de ce încurajez să, să, să fie mai proactiv în integrarea în lanțul valoric și să integreze pe orizontală principiile digitalizării, automatizării și să vadă către cine vor să vândă. Vă mulțumesc tare mult și pe această notă a faptului că în, tot, în tot ceea ce ați punctat de există cuvântul curaj. Aș vrea să vă mulțumesc pentru curajul de a fi inclusiv și în cadrul acestei instituții promotor a ideilor inovative uh, și vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și eu de invitație și vă urez succes în continuare.